Autorul jafului armat din Bistrița a fost reținut. În momentul în care a fost încolțit de oamenii legii, bărbatul a pus mâna pe pistol și a tras fără ezitare. A urmat apoi un schimb de focuri între polițiști și suspect, în urma căruia un polițist a fost împușcat. Bărbatul care a amenințat cu pistolul angajații unei bănci din Bistrița și mai apoi a reușit să fugă cu aproximativ 19.000 de lei a fost reținut de polițiști. Autorul jafului de la unitatea bancară din municipiul Bistrița, săvârșit în data de 5 iulie 2016, a fost reținut de polițiști. Oamenii legii aveau informații că autorul jafului se ascundea într-un cartier din Bistrița. Polițiștii au împânzit zona și au blocat accesul pe stradă spre uimirea locatarilor care nu știau ce se întâmplă. La noi în curte l-au prins, nu știu care trebuie. Pe cine? Nu știu. Mă gândeam că ceva, nu știu, ori exerciții, ori se joacă, care vă și după aia mi-a că-s focuri de armă. În momentul în care a fost încolțit, suspectul a încercat să fugă și nu a ezitat să folosească arma pe care o avea asupra lui. A deschis focul asupra polițiștilor, iar unul dintre aceștia a fost împușcat în braț. Este vorba despre comisarul Paul Andreica, șeful de la criminalistică, care a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la o clinică din Târgu Mureș, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale și nu este exclus să mai urmeze și altele. Are o fractură, va fi trimis la spitalul de Târgu Mureș. Colegii care vor acorda sprijin necesar, s-a luat legătura cu domnul secretar de stat Raed Arafat, va fi pe mâinile cele mai bune. Polițiștii au ripostat, iar în schimbul de focuri care a urmat, suspectul a fost împușcat în coapsă. Agresorul a fost reținut și a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Însă nu a fost nevoie să rămână peste noapte în spital. Bărbatul a fost externat și dus la audieri. Unde te-ai ascuns? De ce ai făcut asta? Suspectul este din localitate și este o cunoștință mai veche a polițiștilor. Cel în cauză este cunoscut cu antecedente penale atât în România cât și în Italia, fiind recent eliberat din penitenciar. Dorin Sima, zis vampirul, nu este la prima faptă de acest fel. În anul 2003, alături de un complice, a împușcat cu un pistol de aer comprimat și a tâlhărit un taximetrist din Satul Mare. Bărbatul a fost prins după mai multe zile de căutări și a fost condamnat la închisoare, în acest caz fiind eliberat condiționat. Cazul a fost preluat de către procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud. Bărbatul este cercetat pentru tentativă de omor calificat, tâlhărie calificată, nerespectarea regimului armelor și a muniților și uz de armă fără drept.